e verde popuscato. Poi foi e verde popuscato, plin jardealu și panatu. Măi, bage jardealul și panatul, Moldova și tot regatul, măi, bage. Din Constanța până Cluj și din Giurgiu până Ruj, să țară lacrimi grele, găuri-n pământ cu ele. Măi, măi, frate, măi, eu sunt departe, n-am ce face. Eu sunt departe, n-am ce face, mă gândesc și scape ace. Măi, bage, stau și plâng ca o muie. Că să ne ajute n-am cui ce, să-mi ajute, n-am cui cere, să-mi ajute, n-am cui cere, măi, măi, frate. Și mă gândesc la țara mea, și mă gândesc la țara mea, mi-am pierdut și liniștea. Măi, măi, frate, măi, am și bani, am și muie, dar am perii băcuți de fier. Am și bani, am și de toate, dar nu mă simt în libertate. Măi, măi, frate, extrem de importante pentru favorirea socialismului în mediul rural. Dragi tovarăși, partidul ne învață că atunci când vedem o cauză, să o adâncim. Am arestat legionari. Direcția a fost clară.
ca acum să descoperim oameni care nici măcar nu sunt legionari și au fost împușcării. Nu-i așa, colegul? Așa e, tovarășe. Trebuie să schimbați atitudinea complet. Nu schimbați atitudinea complet, o schimbăm noi de la centru. Partidul a hotărât să facem colonii, asta e. Și totuși, tovarășe secretar, nu putem spune că s-a încheiat lupta. Putem spune că abia acum putem să dăm lovituri mai puternice. Dușmanul abia acum este testat. Trebuie să folosim metodele pe care ne învață partidul să le folosim și abia atunci vom avea succes în muncă. Așa e, dragi tovarăși. Partidul ne indică, dar nu ne învață. Să luăm exemplu Uniunea Sovietică, care a cucerit fiecare metru pătrat, fiecare pas. Așa trebuie să facem și noi. Să luptăm, să mergem înainte. Cel mai mare dușman al nostru este lipsurile noastre, tovarăși. Avem nevoie de membri de partid cinstiți, devotați, cu atitudine. Astfel nu se poate. Acum să vedem cum stăm cu religia. Un membru care e cu misticism nu are ce căuta la noi. Colegii care sunt cu religia, membri de partid, de membri de partid, foarte bine, cu toată dragostea, dar nu are ce căuta la noi. Poate face muncă în alt. Datoria noastră este să-l scoatem pe cetățean de sub influența preotului și încet, încet să rămână el singur cu cinstea lui. Asta este problema cea mai gravă, care nu a fost rezolvată nici măcar în Uniunea Sovietică. Așa e, dragi tovarăși. Mai ales atitudinea asta trebuie să fie față de preoții ortodoxi. Trebuie să-i studiem pe fiecare în parte. Să-i lovim cu putere și să umplem pușcăriile cu ei. Partidul a hotărât. Lovim cu putere. Lovim cu toată puterea. Tovarășe președinte de partid, eu propun să utilizăm manipularea maselor. Este cel mai simplu și prinde foarte, foarte repede. Provocăm un accident cu multe victime și spunem că preoții n-au fost de față la necaz lângă oameni. Și, uite, am găsit și vinovații. Presa e de partea noastră, radioul la fel, vor face cum vom zice noi. O întrebare, tovarășe Trifan, de ce ți-e frică acolo, în mediul rural? De armata neagră a popilor. Oamenii ascultă orbește de ei. Ne va fi foarte greu să-i scoatem pe oameni de sub influența lor nocivă. E scenariul perfect. Lovi din toate părțile și astfel oamenii o să se îndepărteze de ei. Tovarășa Monica, am înțeles că avem ceva probleme într-un sat de pe lângă Buzău. Se cheamă Nepeiș, cu niște partizani care așteaptă pe americani într-o pădure de lângă sat. Da, tovarășe președinte. Partizanii s-au pitiți, când în pădure la Brebu, când la Spătaru, când pe câmpurile dintre Florica și Gherăset. De aceea o să trimit acolo pe unul dintre cei mai buni oameni ai noștri, pe tovarășul Zahiu. Aici acționează și o bandă de legionari, care face tot mai greu, îi spăimântă pe oameni și face mai greu procesul de înscriere în colectiv. Șeful lor este unul, Rătunzeanu, fost ofițer. Pe de altă parte, tot acolo îi stăm chiar cu Chircu, Neam cu toți și Vărsuhal cu epitropul bisericii. Pe timpul foamei au dat cruși și porumb oamenilor și astfel i-a cam cumpărat. Un factor destabilizator îl reprezintă și preotul Bogdan din neamul Olteilor. Dacă i-ai convins pe ăștia trei, ți-ai cam terminat misiunea. Pentru a-ți îndeplini cu succes misiunea, o să ai și câteva ajutoare. Tovarășul Petrovici, tovarășul Alexandru și tovarășa Ștefania de la partid. Dacă e nevoie, voi sosi și eu. Pasă de ți-l scot pe popă de barbă de mărlog. Am eu grijă de cu jocul lui. Ei, tovarăși, cred că misiunea noastră s-a încheiat. Cred că am fost înțeleși și ne-am făcut înțeleși. Și nu uitați, singura soluție este să construim socialismul. Asta a fost tot. Mult noroc! Și vă mulțumim pentru sfaturi! Mugur, mugur, mugur.
prins un gheabur tăind un vițel clandestin și l-a sechestrat. Poți nemernici, Cotelinu și le achită la timp, dar speculă știu să facă. Să mergem să vorbim cu ei. Uite ce surpriză ne-au făcut. Au venit chiar ei la noi. Chircule, te înscrii de bunăvoie în colectiv? M-aș înscrie, dar legea nu mă lasă. N-ați auzit că sunt înstărit, gheabur, cum se zice astăzi? Martor mi-e bunul Dumnezeu că n-am furat pământul nimănui. N-am dat bani în vânt, n-am băut. Am strâns pentru feciori ăștia ai mei. Și așa cum scrie și la gazetă, că noi încurcăm munca colectivă. Dar un lucru nu înțeleg. Cum se face că noi, care am trăit toată viața ca niște câini, să fim tratați la fel ca aia care n-au făcut nimica? Adevărul e că de proști și de putori și nouă ne e scârbă. Toți țăranii, veți spune, boii, plugurile, caii, căruțele, totul la comun. Toate să fie ale gospodăriei agricole și veți lucra la comun. Te înscrii? Da. Cum zici că te cheamă? Halcu Mihail. Atunci semnează. Nu semnez acum, mai încolo, mă mai gândesc. Se vede că nu sunteți de pe aici. Vă purtați de parcă n-am fi de o nație. Noi românii nu trebuie să ne mâncăm între noi, că alții abia asta așteaptă. Lasă-ne să trăim așa cum am învățat de la părinții noștri. Fără noi, țara moare. Și ce credeți? Binele se face cu deasila? Greșiți de ne credeți niște proști. Drumul ăsta este nou și frumos și duce în socialism, chiar dacă vouă nu vă convine. Ca să-mi dau seama că te iei după Petrovici care mi-a păscut vacile de mulți ani pe zadul satului. Nenorociților! Eu să vă învăț ordinea! Credeți că socialismul se învață alandala? Cât să te mai aștepa până să vin copiii să semne să intri în colectiv? Trimite mai repede după ei că ți-i trimite-o pe sus. Vorbește frumos, mă! Că dacă nu te trimite de unde ai venit? Bă, nu pune mâna, mă! Bă, vă nenorociați pe toată! Ne-am dezvăzut! Rătunzene, bagă-ți mințile în cap! N-ai nicio șansă! Lăsați colectivizarea! N-aveți nicio șansă! Vă proprietăresc eu cu 10 metri de pământ! Dacă te predai scap mai ieftin, îți dăm 2 zile de gândire. E singura ta șansă de scăpare. Dacă e să aleg, mai bine aleg moartea! E mai plăcută decât comunismul vostru. Rămâneți cu bine, fraților, și nu ascultați de mai mulți oie ăștia! Țineți minte, nu aveți voie să stați cu fața la mea! Rămițele nu m-am afruntat sus și înșirând de acolo la celulă! Știi de ce? Cred că voi copiii prostiți pe oameni și mințiți Dumnezeul vostru. Uite, să-ți dau un exemplu. Tu mergi pe stradă și te lovește careva. Mâine-vă Dumnezeul tău. De ce nu-l trăznește? Dumnezeu e răbdător. Știe el de ce. Nu pot să răspund eu în locul lui. Se pare că nu înțelegi nimic. Ce boală, mă, eu vorbesc ca prostul degeaba. Eu cred că nu mai mâncat destul o bătaie. Pierdem timpul cu tine, serios acum. Eu zic să te mai gândești. Serios. Arată-mi și mie cu Dumnezeu ăsta altul. Uite de afară. Privește la soare 5 minute și ai să-l vezi. Mă, nu mă nebuni. Vrei să mâng la soare să rămân or? Dacă nu poți să te uiți la soare, care e un lucru creat de Dumnezeu, cum poți să-l vezi pe Dumnezeu care a creat întreaga lume cu slava sa?
Eu cred și mi se de ajuns. Nu trebuie să mă gândesc la asta. Zic să facem o rugăciune. Iubite voi, Doamne, virtutea mea, Domnul este scăparea mea. Bă, ce tot bombă-ne acolo! Nu, pe ăsta cred că să văd ce sub bătare. Omură pe voi, nenorociți-vă! Că ți-a dat un nenorocit, bine. Nu m-am învățat, bă, partidul, ce să faceți! Hai să-l fuzi închisoarea! Binecuvântată fi închisoarea! Ce mă, ce nenorocitule? Lasă că te ardă ție! Da, parte iartă-l că nu știe ce face! Las tu! Să vă spălăm eu la tu! Mugur! Petrovici, îi ții minte pe partizanii din IPI și care ți-au cauzat numai probleme? Uite, ți-am adus! De când vă aștept eu pe voi, ciucurașul, tata. În celulă cu voi! Eu sunt tatăl vostru! Tu aici? Și tu, domnișoară, bine ai venit în colectiv. Ce faci, fă? Jos! Jos, am zis! Unde e fă, fiicu? Nu știu unde e, lăsați-i copiii în pace, ei n-au nicio vină, nu vă temeți, dragi mami, vom trece cu bine și peste asta, blestemați să fiți cu toții. Gura cu văicăreala, tu, cu bărbatul și cu toți mai mulțumi ăștia, v-ați îmbogățit pe spatele poporului! Ia cu părinții și frații mei, am mucit din soare și până seara, am turtit pe vânt, pe ploaie și pe soare și n-am stat cu mâna întinsă la alții. De ce s-a părțit cu putoroșii? Lăsați-ne să trăim liber, n-am furat de la nimeni, n-am făcut rău la nimeni. Ați prins glas? Ia mâine norocite! Știți de ce sunteți chemați aici? Nu mi s-a comunicat motivul. Suntem aici pentru niște declarații. Deci nu știți de ce sunteți chemați aici? Nu. Suntem aici la miliție. Voi credeți că sunteți la miliție? Așa mi s-a spus. De ce să nu credem? Și așteptăm cu nerăbdare să ne se explice. Ai prins glas? Ai început să vorbești? Tu ești învățătoarea satului. Ferișoara părintelui. De câte ori ai stat până la Tunzeanu și de câte ori la voi în casă? De ce îmi curașa să mea să nu intre în colectiv? N-a fost la mine la Tunzeanu. Nici la mine, nici la vorul meu. Dați-ne pace! Uite, ia ce scrie. Cine mai cu la Tunzeanu și cine este găruna împotriva noastră? Hai, scrie! Ai încredere în mine! Dar ce acuzații li se adu? Aici noi punem întrebări, iar tu răspunzi. Hai, bază din ușa și spune tot! Spune! Nu spun nimic! Din exoare! Dumnezeu este cu mine și nu mi-este frică de ce va face mie omul. Să mergem să le spunem și fraților și celor ce-i urăsc. Fetelor, aici este foarte fric și numai Dumnezeu ne poate salva de la moarte. Vor să ne strice sărbătoare de Paști. De ce tocmai azi? Cred că le e frică de Hristos. Vrăjmașul prihănește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu și stârpește pe toți vrăjmașii mei. Ca să se întoarcă la mine vrăjmașii mei în orice zi te voi chema. Fetelor, este 12 noaptea, să aprinde lumânările. Este 12 noaptea, să aprinde lumânările. Să dăruim lumea.
fir păcătoși de la fața lui Dumnezeu, iar dreptii să se bucure. Numai ca stăm bătuți în cuie.